ocazia împlinirii a 460 de ani de la tipărirea primei cărți în limba română, o nouă ipoteză a începutului culturii române limba scrisă a luat naștere, plasându-i geneza în teritorii și curente de gândire noi, chiar neașteptate. La începutul secolului XVI, Sibiul sau Hermannstadt, cum îi se spunea de către sași, este cuprins de valul reformei protestante. Sute de călători și comercianți din Germania aduc cu ei noua spiritualitate și nu numai, aduc cu ei de asemenea și obiectul ce va caracteriza în mod esențial reforma, tiparnița. Inventată în 1440 de către Gutenberg, tiparnița își va găsi o enormă popularitate, 80 de ani mai târziu, când va fi folosită ca instrument esențial de tipărire a Bibliilor în spațiul german. Sibiul și Brașovul, ca zone renumite de cultură germană, au fost primele orașe în care reforma a pătruns cu precădere prin cărți și Biblii tipărite. Însă cultura de limbă slavonă, fiind vecina acestor orașe germane, se deschide aceste inițiative. Tiparnița nu a fost folosită exclusiv în folosul reformei, ci și în folosul crezului ortodox. Asta însă doar în cazul clienților cu dare de mână, nimeni alții decât domnii și voievozii Munteniei și Moldovei. Prima carte tipărită în românește apare astfel în mijlocul acestui curent cultural-religios pe care să se nască, ce deși de natură occidentală, a servit cu brio dezvoltării și individualizării culturii și limbii române. Tetraevangheliarul de la Sibiu, căci despre această carte este vorba, tipărit la 1553, a apărut grație unor intenții și metode ce își aveau obârșa în vestul din ce în ce mai protestant. Reforma, apărută la 1517, nu a căutat să convertească doar catolici, ci de asemenea și pe slavii și valahii ortodoxi din estul Europei. În spațiul valah însă, cartea tipărită a putut fi răspândită doar din centrele de cultură germană din Ardeal, Sibiul și Brașovul. Totuși, efectul acestei creșteri în număr a cărților tipărite a fost și răspândirea crescântă a ideilor protestante în spațiul românesc. Reforma atinge toată societatea românească în ce sens? Se dorea, sașii și toți ceilalți au trecut de la limba latină din cult, au trecut la limba proprie. Avem Biblia lui Luther, care vine și în Transilvania. Ideea era următoarea, să nu se mai scrie în slavonă, să nu mai avem cărți de rugăciune slavonă, ci să le avem în limbă proprie. Dincolo de elementul acela de a atrage și pe român la luteranism, asta este un alt aspect, se poate discuta, dar la nivel teologic, nu e cazul să insistăm acum, însă ideea este să se răspândească religia în limbă scrisă, limbă proprie, în limba română. Asta este. Știți? Și ce avem? Avem catehismul, avem de asemenea mai târziu, avem Evangheliarul slavo-român, acesta deja este un element, mai târziu 1552-53, un element de progres spre românitate. Multă vreme celui căruia posteritatea i-a acordat întâietatea de a fi tipărit prima carte în limba română a fost diaconul Corese din Brașov, în 1560. Dar iată că, de fapt, prima tipăritură în română a fost realizată nu la Brașov, ci în Sibiu, înaintea lui Corese, de către Philip Mahler. Existența în paralel a unor supranume referitoare la autor, precum Filip Pictorul sau Filip Moldoveanul, ultimul aflându-se înscris și pe tetraevangheliarul slavo-român de la Sibiu, au provocat de-a lungul timpului divergențe de păreri, dileme și chiar confuzie. Aspectul cel mai ușor de tranșat ar fi acela al identificării lui Filip Mahler sau Filip Pictorul, traducerea semnificației onomastice specifică limbilor germană și respectiv română, lămurind pe deplin lucrurile. Mahler, Pictor. Identificarea personajului devine cu adevărat problematică pentru cercetătorii români până ziua de azi, când vine vorba de a-l identifica pe Filip Mahler cu Filip Moldoveanul, sau după caz, de a-l deosebi pe acesta de semnatarul tetraevangheliarului slavo-român. Au fost teorii, haideți să le zicem, ipoteze de lucru, sună mai frumos și mai științific, au fost ipoteze de lucru după care avem de-a face cu două persoane, un Filip Moldoveanu și un Filip Mahler sau Filip, Pictor, Filipus Pictor. Până la urmă s-a ajuns la concluzia, Iorga este cel care aduce această idee și argumentele vin în favoarea afirmațiilor sale, că avem de-a face cu unul și același personaj, un român, angajat la primăria Sibiului,
ne aflăm, repet, în secolul XVI, când primăria, orașul Sibiu era în exclusivitate german, săsesc, nu german, săsesc, și acolo la primărie era un departament, dacă pot să-i spun așa, folosesc termenii moderni, de traducere pentru români, deci de legături cu românii. De ce? Suntem într-o zonă, Brașov, Sibiu, Orăștie, unde sașii așezați aici sunt în primul rând, da, sunt agricultori la sate, dar sunt în primul rând meșteșugari și negustori. Ori aceste două categorii au nevoie de comerț. Este zona în care românii au cunoscut Evul Mediu, dar n-au cunoscut iobăgia, spre deosebire de restul Transilvaniei în comitate, unde într-adevăr au știut crunt ce aia iobăgie. Cercetările ulterioare și geniul lui Iorga arată de fapt că avem de a face cu unul și același personaj. Sigur, s-a pus întrebarea de ce trei nume. Filip Moldoveanu, Filipus Pictor, Filip Mahler. Nu, Filip Mahler este în germană, Filipus Pictor e în latină, iar Filip Moldoveanu e românească noastră. Diferențele de opinii dintre cercetători sunt totuși substanțiale, fiindcă pe lângă diferența de nume ce sugerează eventualitatea existenței a două personaje distincte, sunt aduse și argumente care întăresc această idee, în sensul că în perioada scrierii Tetraevanghelului, cele două personaje se aflau în locuri diferite și aveau roluri sociale total deosebite. Bună oară, în 1546, în timp ce Philipp Mahler, tipograful german, ce tipărise anterior catehismul luteran, pleacă spre țara românească, Filip Moldoveanul lucra la Sibiu la Tetraevanghelul Slavon. Ipoteza este, spuneam de la început că ipoteza este interesantă și tentantă pentru că, într-adevăr, documentele spun, după documente poți să-ți dai seama dacă personajul este, am spus deliberat personajul, n-am spus cine, este în Sibiu sau nu este în Sibiu. Problema este următoarea, ca a tipări o carte de genul celor patru evanghelii, tetra-evangheliar, presupune o muncă intensă, imensă și nu faci numai singur. 2-3 tot ai în jurul tău. De aceea, munca în sine nu ține exact seama de faptul că ești pe o perioadă în Sibiu sau nu ești în Sibiu. Dar este cercetătorii, cei care s-au ocupat în special de domeniul acesta, consideră că e vorba de unul și același personaj și plus aici este un lucru, avem primele xilografuri într-o carte românească, cum este Tetraevangheliarul de la Sibiu, de la 1546, ca să și fixăm, terminat în iunie 22. N-am spus 22 iunie, am spus iunie 22, pentru că așa apare în carte. Îl găsim în documentele Sibiului, menționat de 50 sau 52 de ori, între 1521 și 1554, ceea ce e mult lucru. Și datoria lui era, mă rog, una din sarcinile sale era nu numai aceea de a fi copist la primăria Sibiului, ci aceea de a găzdui oaspeți din țara românească. De ce? Înțelegea, vorbea românește ca și ei. Și chiar în documente sunt menționate la un moment dat niște lucruri interesante. Primește o sumă de bani, suma nu are importanță pentru că nu o putem chilimele translitera astăzi, o sumă de bani pentru pâine, două măsuri de ovăz și pentru miel mediu, deci nu prea mare, pe care alimente pe care le-a consumat când a avut acești oaspeți. De asemenea, tot felul de astfel de lucruri se știe clar, plus că el primește la un moment dat 2 florini pentru că a scos o carte. Este vorba de catechismul pe care nu-l avem. Catechismul de la 1544. Chiar și așa stând lucrurile, situația mai aduce, deși într-un plan secundar, și un alt semn de întrebare, ce poate genera o altă controversă. Și anume, ținând cont că autorul Tetraevangheliarului era român din Moldova, precum și de faptul că Sibiul avea reguli discriminatorii în ceea ce privește asimilarea străinilor, rămâne un mister cum a ajuns Philipp Mahler sau Philipp Pictorul să fie acceptat ca înalt funcționar în administrația săsească. Până și baronul Bruckenthal a trebuit să suporte restricțiile acestor proceduri exclusiviste, ele fiindu-i ridicate abia după ce a contractat o căsătorie cu o sibiancă. Controversele însă nu se opresc aici. Severitatea ipotezelor a mers până la contestarea tipăririi tetraevangheliarului slavo-român la Sibiu, dar contraargumentele de natură dogmatică plasează locul tipăririi totuși în spațiul protestant. Utilizarea titlului de piscupi, adică episcopi, pentru membrii Sanhedrinului sau pe acela de mitropolit pentru Caiafa,
în condițiile în care un alt meșter de slove din Brașov, diaconul Coresi, îl numește pe același Caiafa cu mai multă precauție, Vlădică sau întâiul preot, vădește cel puțin în accepțiunea de azi asimilarea unor stereotipuri verbale specifice epocii ca urmare a unor catalogări îndoielnice, discutabile, a clerului ortodox și, finalmente, a binecunoscute atitudini de negare a ierarhiei bisericești, aspecte explicabile firește în virtutea vocației protestante de a profesa credința în limba maternă a credincioșilor și de a utiliza echivalentele de limbaj clarificatoare. În lumina acestor considerații, este greu de presupus că tipărirea celor patru evanghelii a fost făcută în afara spațiului protestant. Tetraevangheliarul slavo-român de la Sibiu așadar nu este doar o carte religioasă, ci este un prim manifest al unei culturi pe cale de a se naște, ce deprinzând un limbaj și un avânt spiritual european, îndrăznește să-și pronunțe pentru prima oară crezul în limbă proprie, admițând că Dumnezeu este un Dumnezeu personal, iubit și glorificat într-o limbă națională.